cred că e o lipsă mare de studiouri, de compozitori, de creatori în domeniul acesta. Deci pot să zic că muzica o am în sânge de mic copil, mă pasiona, mă obseda chiar. Dar nu m-aș fi, nu fi gândit vreodată că voi face o carieră din asta. Am început să dau telefoane pe la studiouri, mi s-au spus niște prețuri. Da, pentru mine era mult prea mult, adică nu aveam, nu aveam de unde să plătesc. În 2017 a fost copiat de Casa de Modă Cristian Dior, în proporție de 99%. Bineînțeles, nu le-a ieșit la fel de frumos, culorile erau mult mai stridente. Părinții și educația părinților sunt sfinte pentru mine, adică principiile părinților mei m-au făcut să nu, să nu pot să renunț vreodată pentru bani, pentru faimă sau alte chestii la principiile mele. Bun găsit, oameni dragi! Iată, sunt Simona Ruscu și vă invit din nou la podcastul Vocea Generației. Un podcast inedit, un proiect care aduce în prim plan subiecte de mare interes pentru toate vârstele. În contextul în care părinții, bunicii, nu mai au timp să stea la povești cu generațiile tinere, din diverse motive, pentru că muncesc, pentru că își doresc ei să le asigure copiilor lor un viitor mai bun, succes, evident, muncind pentru bani, nu-și dau seama că, de fapt, nu le răspund la alt fel de întrebări pe care generația tânără le are. Și cine ar putea să răspundă mai bine și mai uh, pe înțelesul lor la aceste întrebări decât oameni care au valori, oameni care dovedesc prin tot ceea ce fac că respectă tradițiile, că își doresc un viitor mai bun pentru România, oameni care au trecut prin încercări și au răzbit, iar acum dau mai departe uh, ceea ce i au găsit ca răspuns la aceste provocări. Astăzi uh, îl am alături de mine, pentru dumneavoastră, uh, pe un tânăr. Când spun un tânăr, mă refer la un tânăr din generația 30 de ani. Un tânăr care nu mă cunoaște, nu-l cunosc, adică să nu credeți că ne-am înțeles noi să venim aici și să vorbim frumos în fața camerei, uh, îl urmăresc, așa cum mulți dintre dumneavoastră o faceți, de câțiva ani în fiecare iarnă. Nu, nu o să spun că este fuego. Este Cipri Popescu din Bihor, din Oradea, care îmbină foarte frumos tradiționalul cu modernul. Dar îți spun bun venit, Cipri Popescu, așa Bine cum te-am și prezentat. Găsit Mulțumesc mult de invitație! Îți mulțumesc că ai acceptat să vii la București, pentru că iată, ne-am întâlnit aici în capitala țării, eu venind din Timișoara, iar tu din uh, Oradea. Da, da. Drum da? lung, dar aici e centru, de aici pornește tot, aici e capitala. Și de aici da. se vede mai bine toată țara, adică se da, văd mai bine da. toate zonele țării, toate generațiile exact, și uh, nu întâmplător deschide acest subiect. Uh, tu ești un deschizător de drumuri, un promotor atât al valorilor tradiționale, cât și al muzicii comerciale. Și până să intrăm în detalii, am o întrebare. Ce se întâmplă? Cum de-au ajuns să vină până la tine, la Oradea, atât de mulți tineri care vor să creeze melodii? Păi, în primul rând, cred că e o lipsă mare de studiouri, de compozitori, de creatori în domeniul acesta. Nu e neapărat ceva ce mi-am uh, propus la, la început de drum, atunci când m-am apucat de, de producție muzicală, dar uite că ușor, ușor au venit din toate zonele țării, inclusiv din Moldova, din, uh, din zona asta, din București, din uh, Bistrița. Da, pentru că vreau să știu oamenii, ești o voce a generației și la propriu mm -hmm. și la figurat. La propriu pentru că ești interpret la rândul tău și aș vrea să-mi spui uh, când te-ai apucat tu de cântat? De cântat vocal efectiv foarte târziu. Să fie un fel de îndemn de a prinde curaj pentru toți cei care ne urmăresc. Pentru că m-am apucat efectiv la 18 ani. Dar muzica o studiez de la vârste mai mici, cam de la 8 ani am început să cânt la pian. Și efectiv vocal nici nu aveam de gând să fac chestia asta. Am fost cumva împins înainte de către profesorul meu de atunci. Ce te-a atras la a cânta? Ai început uh, muzică populară sau ce fel de gen? Da, cu muzica populară am crescut în casă. Părinții mei, uh, mari amatori de tezauri folclorice, era pe vremea aceea. Uh, și am crescut cu muzică bună în casă, muzică frumoasă, tot ce se dădea la radio în perioada anilor 90. Deci pot să zic că muzica o am în sânge de mic copil, uh, mă pasiona, mă obseda chiar. Dar nu m-aș fi, uh, fi gândit vreodată că voi face o carieră din asta. Ce muzică ascultai în copilărie? Tu nu ești născut în Bihor, trebuie să spunem că da, doar locuiești da, acum da, acolo da. și te îndrăgostit de Bihor. Povestește-mi puțin parcursul tău. Da, deci sunt născut în Constanța. Am locuit acolo până pe la 5 ani jumate, ceva de gen, Deci nu țin minte foarte bine. Părinții mei sunt moldoveni din Botoșani, din Vorona. Ambii se cunoșteau din sat. Mă rog, au avut un drum lung, neajunsurile din Moldova probabil i-au făcut să, să călătorească puțin pe, cu serviciu și ulterior, de vreo 27-28 de ani, am ajuns în Oradea. Eu nu aveam niciun cuvânt de spus, bineînțeles, dar părinții ne-au luat și pe mine și pe sora mea, au, am venit aici la, acolo, la Oradea, de fapt, unde sunt, mă simt bihorean, cu acte în regulă de Mulți ani deja de o viață. Îți place muzica din Bihor? Da, da, enorm. Ce-ți place cel mai mult din uh, zona asta folclorică? Din zona asta folclorică, unicitatea viorii cu uh, Nu neapărat pentru că e un instrument foarte plăcut la auz, uh, doar că uh, mi se zburlește părul pe mână când, când o aud, pentru că mă gândesc la uh, crișuri, la munții pe care avem acolo, uh, mi se pare ceva deosebit, nu e ceva ce auzi în fiecare județ. Dar vorbim de tradiții cipriei, vorbim foarte mult despre cum păstrăm și cum ducem mai departe așa din generație în generație, obiceiurile uh, frumoase ale României uh -huh. și așa cum spuneam la început uh, te cunosc, cred că ți-am făcut în online foarte multe vizualizări doar eu pe YouTube. Uh, pentru colinde, în fiecare an te ascult uh, cu drag. Ai făcut un lucru minunat cu un colaj, cel puțin pentru că tu ai foarte multe colaje, dar unul dintre ele uh -huh. a ajuns la foarte multe inimi. Oh. Un colaj de colinde în care ai reunit mai mulți artiști, da, și ați cântat da, individual da, 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 da. foarte frumos un colaj, ca să spun așa, de colinde, da. care rămân un simbol, dacă deja le ascultăm de câțiva ani, deja sunt o tradiție. Cum te-ai să faci asta? să știi că nu mă gândeam, în primul rând trebuie să scot asta din uh, context, uh, nu, nu, mă gândeam că va ajunge vreodată să fie ascultat de atâta lumea, a depășit uh, 30 ceva de milioane de vizualizări pentru un colaj de muzică tradițională, totuși colindele sunt uh, folclor. Dar uh, totul vine din pasiunea mea, din iubirea mea pentru Crăciun. Uh, în casă, asta făceam în postul Crăciunului, eu și sora mea ascultam de dimineață până seara pe maestru Ștefan Hrușcă. Adică el pentru mine a fost uh, un simbol, un sim un simbol România, al Crăciunului al pentru mine da, și al, și al tradițiilor românești. Bineînțeles, într-un uh, mod folk interpretat de Ștefan Hrușcă. Și atunci am rămas cumva uh, legat de, de toată frumusețea asta a Crăciunului prin colinde. Când am ajuns să cânt și să am uh, propri propriile mele posibilități de a produce muzica, m-am gândit, hai să fac chestia asta doar de, de dragul uh, Colindelor. Pe vremea aceea nu se monetiza nimic în România, nici uh, YouTube, nici Spotify, absolut nimic. Practic deci, a pornit de la o dorință și o pasiune, nu de la uh, uh, exact, nu, chemarea nu, financiară. Da, nu împins de. de uh, ba mai mult a investit. Exact, și nu eram deloc într-o perioadă bună din punct de vedere financiar. Adică aveam greutăți destul de mari. Și Efectiv, din, din dragul de a face ceva, să, măcar să rămână, am zis, poate, poate nu o să mai cânt peste câțiva ani, să rămână ceva după mine. Uite că, na, da, probabil pasiunea pusă într-un lucru se vede. Și uh, iată că încălzești casele românilor de acum în fiecare an, pentru că, așa cum spuneam, deja e tradiția acest colaj. Nu Am o întrebare legată de tine. Spuneai că îți doreai ca în câțiva să nu mai cânți, sau că tu ți-ai no. construit aceste melodii. Cum ai ajuns să ai un studio de înregistrare și să fii printre cei mai buni din România în no. producția melodiilor? Sincer vorbind, tot din, din neajunsuri financiare. Adică m mă apucasem, am mers pe drumul ăsta al uh, cântatului, la evenimente, da? unde cântam uh, folclor, muzică de petrecere, etno și uh, alte chestii. Uh, voiam să ies în față, știi foarte bine cât e de importantă reclama, voiam și eu să ies în față cu o melodie sau două personale, un videoclip, ceva de genul. Uh, am început să dau telefoane pe la studiouri, mi s-au spus niște prețuri, da, pentru mine era mult prea mult, adică nu aveam nu aveam de unde să plătesc. Și împins cumva de la spate de uh, ajutorul părinților, adică ei m-au susținut foarte mult uh, mental. Financiar nu puteau foarte mult, dar totuși uh, au reușit cumva, cumva să strângă niște bănuți. Mi-am făcut un mini-setup acasă cât se putea de, de ieftin și să știi că. Cele mai ascultate melodii ale mele sunt făcute pe set-ul ăla. Deci nu contează cât-și de puțin în momentul ăsta sculele, ci pasiunea, urechea în studio. E de aprecia faptul că, deși se cere foarte multă muzică comercială, tu produci în continuare și muzică tradițională, cel puțin te antrenezi în direcția uh -huh. asta și promovezi și valori tradiționale. Nu ai simțit așa o rușine? Ești tânăr, ești frumos, mm. ești prezentabil, n ai simțit o rușine să te asociezi cu muzica populară? Din potrivă, nu, niciodată. Ești și căsătorit, ai și un da. copil trebuie să știe lumea asta, adică obiceiurile astea, stilul ăsta de viață, nu sunt ceva care, nu știu, nu mai sunt la modă. Adică, de ce să le promovăm în continuare și să ne Poate ținem că de că nu, nu sunt la modă sau nu eram văzut foarte ok în momentul în care mă afișam undeva în costum tradițional, da? pentru că aveam filmări, dar efectiv nu mi-a păsat niciodată, adică nu m-am gândit niciodată că mă fac de râs, ci mi se părea că sunt îmbrăcat cu cel mai frumos costum pe care l-au putut crea bihorenii la vremea aceea, l-au înflorat, l-au făcut frumos și nu are de ce să-mi fie rușine. Uh, ulterior chiar s-a demonstrat asta că uh, s-a creat cumva o emulație după toate colindele astea, au început și alți colegi, obiceiul acesta, trendul acesta al uh, colindelor. Colegi din generația tânără, da, să menționăm da. că, evident, nu ești primul care a inventat Sigur roata la căruță. Că nu, da, doar că... Ai readus-o într-o perioadă exact, într-o perioadă comercială. în care lipsea, lipsea cumva de pe internet. Tot ce puteam să ascult era Ștefan Hrușcă. Uh, Interpreții uh, consacrați de odinioară. Da, da exact, din care folklore. aveau deja... Uh, ani buni, 10 de ani poate uh, de de folclor și colinde și uh, poate cumva nu mai sunau atât de plăcut pe uh, sistemele noastre audio deja uh, deja se auzeau tot felul de uh, neajunsuri din perioada aia uh, din anii 90 sau perioada comunistă când înregistrările erau destul de prost făcute, uh, Gen uh, Electrecord. Nu puteai să asculți colinde la o fidelitate foarte bună și Cumva, toate astea acumulate, mi-a zis hai să facem ceva de calitate. Am strâns câțiva colegi și uite că rușinea și impactul al costumului popular a dispărut, cel puțin la noi în zona. Înainte să continuăm discuția, pentru că suntem aici în jurul costumelor și a obiectelor de valoare tradiționale, vreau să. Vorbim puțin despre acest obiect tradițional pe care l a adus la îndemnul echipei noastre, dar l-ai adus cu o poveste, nu l-ai adus oricum. Da, o poveste. Nu știu dacă e foarte interesantă. Te rog frumos, orice, tare orice se spune din gură în gură și rămâne o informație, așa, în tranzitul nostru prin viață, eu cred că este o informație importantă, dacă este și corectă. Da informația e corectă, da. Deci acesta este cojocul de beiuș specific. Da, e un cojoc tradițional din Bihor. E cel mai frumos, cu siguranță, din toată zona Bihorului. Și în 2017 a fost copiat de Casa de Modă Cristian Dior, în proporție de 99%. Bineînțeles, nu le-a ieșit la fel de frumos, culorile erau mult mai stridente. Se vindea acest costum prin Monaco, cred, undeva între 35 și 40 de, mii de dolari. Cum ai aflat asta? Ca toți bihorenii și o parte din Ardelen de acolo, o asociație din Beiuș, din, de acolo de unde este, a făcut un fel de plângere, nu mai știu exact despre ce era vorba, să-și ceară drepturile de creator. Exact, de creator cum ar veni sunt niște drepturi, cult drepturi culturale ale românilor din zona. Dar oare din ce cauză se întâmplă lucrurile astea la nivel de orice tip de creație? Muzicale, meșteșuguri, vestimentare și multe alte simboluri ale unui patrimoniu. De ce ajung să fie copiate unii de la alții, să se copieze unul de la celălalt sau să fie nu știu, să apară asemenea conflicte ulterioare pe drepturile lor? La noi la român, probabil din cauza faptului că nu le promovăm noi îndeajuns de mult, sunt, unele dintre ele sunt mult prea frumoase, sunt niște nestemate nedescoperite. Vine un creator de modă cu un nume uriaș, da? vede potențialul și îl exploatează. Iar noi neavând anumite asociații care să-i apere, să-i ajute, inclusiv vorbeam chestia cu doamna respectivă care mi-a creat acest cojoc, nu, mai mult mai mult bețe în roate decât să, decât să fie ajutați. Și atunci toate cumva sunt în, așa obscure, la noi, probabil că le descoperă și le valorifică alții. spuneam te rog, te gândit să continui în direcția asta, să creezi punți așa între generații pe partea de producție folclorică, adică să să dai nu știu, să crezi proiecte sau să organizezi alături de artiștii care te admirește apreciază. Mi-aș dori tare mult, da, da, pot să zic că am avut uh, câteva gânduri de genul, dar uh, în Bihor n-au mai rămas foarte mulți uh, interpreți din generația veche în viață, erau floricile bihorului, din câte știți. Te-am descoperit așa, un om valoros, nici nu-mi nu dau seama de unde mai există tineri cu așa valori uh, frumoase, adică cine te-a inspirat pe tine în a, a rămâne așa, un om cu picioare pe pământ, uh, care ține foarte mult la o personalitate curată, la, la lucruri de acestea, mai rar întâlnite astăzi. A, bine spus, nu, nu pot să zic că m-a inspirat neapărat cineva, ci uh, pentru mine... De unde părinții, ai moștenit valorile? Părinții și educația părinților uh, sunt sfinte pentru mine. Adică principiile părinților mei m-au făcut să nu, po să nu pot să renunț vreodată pentru bani, pentru faimă sau alte chestii la principiile mele. Dar banii și faima vin ca urmare Vine, sau vin, nu prea vin? Vin și banii și faima fără să, le, fără să le cauți. Atâta timp cât faci lucru corect, bine făcut, da, poți să ai și o stabilitate financiară și să fii integru, și să faci lucruri frumoase, nu neapărat care să dispară în două luni. Știm deja că muzica comercială sau orice producție de acest tip are rolul său. Muzica de petrecere se cântă la petrecere, muzica autentică rămâne în timp da. Da, și se promovează în locurile potrivite, ca să spunem așa, dar pentru asta trebuie să și existe și să fie creată de artiști autohtoni, da? Urmează să te joci cu rolul de tată. Ce ai vrea tu să-i transmiți copilului tău? Ce să-i transmit copilului meu mai mult decât decât asta? Mi-aș dori foarte mult să am și eu puterea și înțelepciunea de a crește măcar la fel cum ne-au crescut părinții mei pe mine, pe sora mea, sau cum părinții soției mele au crescut-o pe ea. Este vorba de iubire necondiționată în primul rând și l-aș îndemna să facă absolut ceea ce dorește el și ceea ce văd care are o atracție către, către un anumit domeniu. Nu pot să spun că m-ar deranja să să intre în domeniul muzical. Din potrivă, mi-ar plăcea tare mult, dar nici, nici alte... Pasiuni de ale lui nu mi-ar fi indiferente. Ceva tipic unei generații deschise, dar cum vezi viitorul folclorului? Viitorul folclorului nu cred că este foarte, foarte roz, pentru că ușor, ușor, vrem, nu vrem, devine un fel de relicva trecutului. Ne aducem aminte de folclor prin piesele care au fost deja făcute, ceea ce Facem noi astăzi, nu mai poate fi numit folclor. Folclorul în sine avea o, o, o latură a, cum să zic, a creației populare, a oamenilor a, transmise din gură în gură. Nu mai poate exista. Și ceva totuși de genul Și totuși e imposibil să reinventăm, adică să ne întoarcem la rădăcini și să încercăm să. Nu, nu, nu. nu, nu e renaștem. Imposibil, da. Nu e imposibil. Uh, exact, putem să-l renaș să, să renaștem folclorul. Doar că în, uh, va căpăta noi valențe, noi uh, uh, pentru mine folclorul se schimbă, da, muzica populară merge înainte, uh, românul are în suflet și se vede, suntem balcanici, nu putem să o, să o înlăturăm, e, e ceva ce ne face, ne dă trăire, dar se schimbă mult de tot uh, folclorul de acum încolo, adică se, po se pot crea piese noi foarte valoroase și frumoase, dar nu vor mai suna niciodată la fel ca cele din anii 60-70, să zic. Posibil să te gândești la sentimentul de nostalgie când spui asta. Posibil, da. Dar atunci când crezi o melodie sau o producție tradițională, cine sunt oamenii importanți în producție? Te referi la tehnic vorbind. Din toate punctele de vedere, cine creează o melodie? Să zicem că vine un om cu versurile alese, luate din trăirile naturale, de la sat, de la, din zona de unde vine. Uh -huh. Cine sunt oamenii care contribuie la producția melodiei, pe lângă textier și cel care face o linie melodică? Uh, instrumentiștii, pe partea tehnică, da? Am niște băieți foarte talentați cu care, cu care lucrez ei vin cumva și îmbunătățesc, ei au uh, folclorul cumva construit în, în ADN-ul lor, uh, instrumentiștii, ei dau o valoare mult mai frumoasă uh, pieselor populare și bineînțeles că de fiecare dată când creez ceva, că tot vorbeam da. de colinde, da, mă gândesc ce aș vrea eu să aud dacă e Crăciunul, uh, sunt într-o localitate rurală, da, cu familia, ce aș vrea să aud în momentul ăla? vreau să aud ceva strident, ceva alert sau vreau să aud ceva liniștitor, vreau să aud clișee, vreau să, nu știu, sunt o felul de clișee și în expresiile astea și în textele populare care sunt ultra folosite. Pentru mine e important textul și linia melodică cumva să-ți comunice o liniște, o plăcere de a asculta muzica, așa, în dar care crezi întreg. că este condiția artistului de muzică populară, de exemplu, uh, din punct de vedere al ceea ce trebuie să transmită el? Are o misiune anume? Da, are o misiune anume. El se adresează unei uh, mase de oameni poate mai mică în ziua de azi, da? Uh, mult mai puțin ascultă folclor, iar cei care îl ascultă, l-au ascultat și înainte, au cumva nostalgia aceea de care ziceai. Și eu cred că cei care încearcă să transmită ceva acum trebuie să țină cont de tot ce a fost frumos în muzica populară, în așa fel încât uh, să poată ieși și ei în evidență cu ceva frumos. Uh, vorbim aici de direcția folclorului și a tradiției prin muzică. E o durere în piață pe care o resimțim foarte mulți, uh, nu atât din prisma artiștilor talentați sau potențialilor artiști da. care pot deveni consacrați prin uh, valori uh, personale, uh, cât din cauza faptului că ceva lipsește în toată Știu, necesitatea ce unei echipe da? Da, de creație. Da. Ce anume ne lipsește nouă în România, da? uh, atunci când vrem să creăm piese frumoase, când vrem să creăm concerte frumoase concerte și proiecte, și proiecte mai degrabă, valoroase? Da. Piese frumoase se pot crea și cu mai puțin instrumentiști. Ca aici era, aici era. Până la urmă, piesa o creează direct cel care o cântă, care o exact. culege și o interpretează, exact. dar trebuie să o înregistreze. Și apropo ai de, de un, studio. De un spectacol. Spectacolul se poate face mm -hmm. doar cu orchestra. Apropo, unde purtăm ținutele autentice exact. și valoroase? Exact. În asemenea, ipostaze, da? Da, da. eu. Uh, eu personal nu sunt un uh, instrumentist de orchestră, dar am foarte mulți colegi și prieteni care, care au trecut prin chestia asta. Uh, noi nu avem orchestre, practic, în România. Nu, nu putem să zicem că mai avem atât de multe orchestre și uh, care să fie uh, mai cu o gândire mai modernă și centrate cumva către spectacolele astea noi. Eu îi apreciez foarte mult pe uh, frații Advahov, uh, orchestra Domnului Bodgros, frații Ștefăneț. În afară ceva... de aceste uh trei orchestre da. naționale și iată internaționale dacă vorbim de Republica Moldova de Asta zic, toți au ceva în comun, Chișinău. Chișinău. Dar dacă te întrebam un top 3, ai fi epuizat de fapt ăsta era singurul păi ăsta top. era top, da, top 3 pentru mine. Toți trei au ceva în comun, Chișinău. Nu înțeleg, adică nu știu câtă Până relevanță la urmă, are, dar nu înțeleg de ce acolo Artist se nu poate. contează. Artist ești așa cum simți, nu contează de unde vin, nu despre asta e vorba. Însă ce ce ar putea, nu știu, ajuta uh, instrumentistul sau uh, uh, tinerii români da, să probabil, se ducă în aceeași direcție? Ce ne lipsește? Probabil puțin mai mult interes uh, local. Da, uh, eu vin din Oradea, unde orchestra Crișana, din ce am, uh, din ce am înțeles în ultima vreme, se desfințează sau s-a desfințat deja. Ceea ce e un păcat strigător la cer. Adică, orchestra Crișana putea să cânte bihorul autentic. Nu putem să aducem orchestră din Timișoara să cânte bihor autentic. La fel în multe alte zone ale țării au fost o felul de încercări de a face orchestre tip, de tipul celor din Republica Moldova și toate parcă au, nu știu, au orchestre mai există în țară și sunt sigur, rare sigur, în anumite sigur. zone unde folclorul da, și tradițiile sunt cu foarte tradiție, bine da. conservate. Din nou, cred că e vorba de sprijinul autorităților locale și da, a instituțiilor că, specifice. Da, sau da. Sunt orchestre mari cu tradiție, dar mă refer că, la nivel local, cred că ar fi nevoie în fiecare zonă folclorică, mai ales că folclorul e atât de, de vast în România, încât aproape fiecare județ are uh, specificul, specificul lui, da, lui, da. Exact. Dar, Tinerii uh, instrumentiști care sunt talentați și sunt foarte mulți talentați, da. ce ar trebui să facă? Un singur pas care să-i ducă, nu știu, să-i șlefuiască, să-i ducă la nivelul acesta de eleganță și de uh, reinterpretare, dacă se dorește, a, a folclor sau readaptare la uh, ce se cere în acest moment sau ce se simte în acest moment. Dar totul să se păstreze linia aceea de, de bun gust, de bun simț. Ce ar trebui să facă acest instrumentist tânăr? În un la instrumentist drum? tânăr, așa cum avem și în oradea foarte mulți băieți și fete chiar, cred că au nevoie de cineva să-i să îndrume, să-i păstorească. Adică ai nevoie de o orchestră, un dirijor, de o, o chestie organizată, da? care cumva să-i să facă pe toți să păstreze o linie a folclorului, acolo se poate păstra, așa pe căi diferite fiecare va schimba ulterior totul. Iată, pornind de la un exemplu clar, ai adunat la un loc interpreți valoroși din vestul țării, da, da în da. cazul tău, în acel material sau acele materiale de Crăciun. Da, în... sunt mai multe. Exact, da, că da. sunt foarte multe. Uh, și ce se creează în momentul în care vă adunați la un loc? De ce ar fi frumos ca tinerii să rămână, să nu mai meargă pe ideea de individualism și să da. se adune în continuare, să facă treabă împreună, sub formă de echipă? Care sunt plusurile, minusurile? Sunt foarte multe plusuri și mi-aș dori cumva să, să fi putut împacheta sentimentul ăla pe care l-am avut cu toții la filmări, de fiecare dată când ne-am strâns cumva să-l dăruiesc uh, tuturor celor uh, din uh, breasla noastră. Să vadă cât de frumos e să te strângi la un loc cu colegi cu care uh, poate te-ai mai întâlnit separat, dar niciodată nu i-ai văzut pe toți la un loc. Sau uh, instrumentiști, uh, colegi, soliști. Era, se râdea, se glumea uh, foarte frumos. Deci Ați reprodus vremurile de odinioară pe care uh... generația poate până în 20 de ani nici nu au idee despre ele. Cumva, cumva, da, exact, am încercat într-un material mai nou de prin 2019, 2020, cred, am încercat să, cumva, să recreăm o tradiție din fața casei gazdelor din Bihor, când se venea la, pețit, la pețitul fetei, am încercat să creăm cumva, da, cât se poate de autentic, dar eu mă refer și la ceea ce se întâmplă în spatele camerelor. Adică se creează o emulație fantastică, de acolo s-au legat sau, sau s-au relegat prietenii, uh, s-au discutat proiecte noi, inclusiv de folclor și, și, de, pentru alte colini, de alte materiale. Da? Deci una duce la alta și e benefică chestia asta. Ce crezi că lipsește societății românești din punct de vedere al valorilor uh, frumoase? Din punct de vedere al valorilor frumoase, nu cred că ne lipsește. Valori etice, ca să Valori eu... etice, da. Probabil, mai clară. Nu știu, nu știu dacă România e, e, cel mai rău exemplu, nici măcar din Europa. Ne aliniem cumva la trendul ăsta internațional. Sunt foarte multe chestii care... Numit un trend numit globalizare. Exact, exact, care nu pot să zic neapărat că strică tineretul, da? Bineînțeles că îi tentează și pe ai noștri orice chestiuță Ce este tentant, globală? Cipri, pentru că tu chiar lucrezi cu generația până în 30 de ani, da. ce este tentant în contextul ăsta al globalizării pentru cei mai mulți? De ce fug toți în direcția asta și se adaptează atât de ușor, uitând de nu știu, elementele de identitate națională, egal că vorbim despre identitatea românească sau identitatea zonei folclorice din care da, se da. trage fiecare, ce îi tentează cel mai mult? Pe lângă bani, că bani știm că... Pe lângă bani e faima asta virală, e internetul, internetul e tot. În păi -am o asta. întrebare pentru tine, crezi că poate deveni viral un moment în care vorbim despre lucruri frumoase? Mm, nu, cred, nu. Adică în momentul ăsta nu cred că poate deveni viral, decât dacă e ceva poate mega interesant. Uh, dar ca să-ți răspund uh, întrebării uh, anterioare, Tinerii sunt, bineînțeles, atrași de uh, trept de popul internațional uh, și atunci, logică nu e, cumva, nu ești în trend dacă tu faci folclor sau mergi la o școală populară de artă și scoți pe piață muzică populară. Nu ești văzut foarte ok. E ceva normal, adică cred că e ceva logic și firesc. Dar. Uh... Ai acceptat provocarea ca în continuare să fii un promotor al, nu știu, unui. Nou val de uh, muzică populară? Da, da, chiar îmi doresc mult de tot asta. Simt că nu mi-am atins potențialul deloc, chiar, și îmi doresc că de acum încolo să, uh, cumva, să scot tinerii, eu totuși am 33 de ani deja, să-i scot pe de cei mei. de la 18 ani până mai sus, să-i scot în față, să-i ajut să realizeze cât e de frumos. Uh, că-ți poate oferi și o carieră, și un nume, și o stabilitate financiară, inclusiv folclorul. Iată, uh, încheiem oarecum discuția pentru că eu las o ușă deschisă spre noi colaborări, îmi dau seama că am crezut eu bine, am simțit bine că România mai are viitor, din Mulțumesc. punct de vedere al valorilor etice de care vorbeam, pentru că viitor avem cu toții, dacă ne gândim așa în plan extins. Da. Uh, Cipri, uh, ești cunoscut în piață și Probabil nu întâmplător, pe, pentru faptul că nu ești ușor, nu ești accesibil. Oamenii nu dau atât de ușor de tine pe cât și-ar dori. Uh, ai și creații foarte frumoase și valoroase care vorbesc despre tine și probabil acesta a fost momentul care te-a propulsat cu uh, felul da, 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 ăsta. Și uh, ești în măsură să-mi răspunzi la o întrebare. Uh, cum îți poate câștiga respectul oricine dorește să colaboreze cu tine sau să, iată, să uh, schimbe? Anumite păreri despre proiecte viitoare? Respectul uh, întotdeauna îl acord unui om, indiferent de, de vârstă, și vorbind aici, în special de cei care vor să cânte sau, uh, sau cântă deja sau sunt consacrați, prin uh, dorința lor, adică văd întotdeauna într-un om dacă își dorește cu adevărat sau nu. Și nu mă refer neapărat la insistență, nu mă refer nici la uh, potența lui financiară, pentru că e. Uh, E normal să nu să nu fim toți la fel, dar pentru mine, atunci când văd un tânăr care își dorește enorm de mult, citesc asta în, în el. Adică am ajuns cumva să am o intuiție pentru tinerii care își doresc foarte mult sau pentru uh, alții care nu nu mai sunt la fel de tineri, dar uh, pentru mine chestia asta e mult mai importantă pentru că mă regăsesc oarecum uh, decât uh, să zic partea financiară. Vine cineva și își dorește trei piese pentru că are bani. Nu se poate Dacă ar fi să le transmiți uh, tuturor celor care își doresc să intre în lumea muzicală, da? da. Uh, în ce direcție ar trebui să se educe? Ce ar trebui să știe înainte să își creeze o melodie în ziua de astăzi? Sau să facă ceva în direcția asta? Cel mai bun sfat pe care pot să-l dau oricărui tânăr care se apucă de muzică și îl dau uh, de fiecare dată când am ocazie este să scoți cumva muzica din tine. Adică muzica ta personală, doar cu ea vei avea succes. Foarte mulți mă întreabă de compozitori, de textieri, nu există atât de mulți decât, decât ar avea nevoie piața. Da? Și atunci, pe toți îndemn, pune mâna și compune, încearcă, măcar încearcă, că de acolo putem noi să dezvoltăm ideea. Dar aia e muzica ta, aia care izvorăște din tine. Dacă nu, e muzica altcuiva, de cele mai multe ori. Îți mulțumesc pentru toate răspunsurile din această întâlnire și pentru că ți-am spus, te văd o voce a generației atât a prezentului cât și a viitorului. Am pentru tine un dar, cu greutate. Da, e destul de greu. Cred că putem să Toru. facem istorie în continuare. În tot ce, în în ce înseamnă ducerea tradițiilor mai departe, a valorilor frumoase, cum îmi place să mă repet și să insist pe această expresie, valori frumoase, societatea cred că duce lipsă de, de oameni împăcați cu ei, oamenii care, așa cum tu uh, ai spus-o, nu știu, ai zis că ai renunțat să mai mergi la evenimente da, și te ocupi da. exclusiv de, uh, producție de, musicală. de producție muzicală. Da. Înseamnă că ai o misiune uriașă. E foarte greu să crezi în asta de multe ori când te uiți în jur și vezi că nu știi cine crede în ceea da, ce crezi așa, tu, nu știi așa. dacă mai este potențial pentru a face lucruri și care să rămână în, în timp, așa dar să știi că există și abia aștept să primești această confirmare din rândul celor care te urmăresc și să ne întâlnim la următoare proiecte în care să confirmăm că ce ne-am propus astăzi chiar se va întâmpla Se va realiza, da, Doamne ajută Mulțumesc, Mulțumesc și eu tare mult de invitație, și chiar, chiar îmi doresc foarte mult ca uh, acest proiect cumva să. Uh, eu știu că e vorba și despre alți artiști în, în proiectul ăsta și uh, îmi doresc cumva să creăm o punte între, între noi și ei. Poate, poate reușim și un proiect împreună.